Mom. Mom, my shit. Wow, uite carne aici. Deci avem foarte, foarte multe proteine. Carne, brânză, ouă, toate conțin proteine și legume. Din păcate, legume nu avem decât ceapul ăsta verde din grădină. Și acum, pentru prima masă, pentru micul dejun, vom lua niște ceapă. Direct din grădină. Grădina noastră. Doamne, n-am mai făcut asta de mult. Hai că a ieșit bine. Super, una. Vreau să fac ceva bun acum de dimineață. Să mănânc, m-am trezit cu foame. Ora 8 de dimineață. Bun. N-aș vrea să le rup și de asta trebuie să le tragem ușor. Și să le găsim și prea mai mari. Hai. Uite, s-a rupt, vedeți? Uf. Și nu mai pot să scot. Deci e foarte greu să scoți ceapa asta atunci când n-ai experiență. Dar învățăm. Învățăm să facem și alte lucruri aici la țară. Bă, dar ieși, mă. În sfârșit, am scos 3. Dar nu sunt prea mândru de mine, sincer vă zic. 4 ceapă. Cred că ajung. Mai completează maica. A, ce ușurește asta. Unele sunt mai greu, altele mai ușor. Și acolo avem și usturoi verde. Pentru la Paște acum. Să mâncăm cu miel. Abia aștept. Hai să mergem să gătim ceva. 5 ceapă am reușit să scot. Aici mi-a pregătit maica mea astea, am apuc să le toc, să le amestec, să le fac și apoi mâncăm. Da, vreau să vă zic că mâncarea țară poate fi chiar ieftină, pentru că practic am primit de la cineva, nu știu, foarte multe ouă, 62, ceapa am scos-o din grădină, nu m-a costat nici asta nimic. Aici avem niște leftovers, niște cărniță din asta afumată cu niște cârnați, arată foarte bine, îi voi tăia și pe ei feliuțe. Și vom face o omletă țărănească, o omletă ca la țară, super, super bună și gustoasă. Aici am început să tai cârnații și carnea foarte fin și aici mi-a dus mai mea niște brânzetele mea și de burduf să mai adăugăm în omletă. Deci avem foarte, foarte multe proteine. Carne, brânză, ouă, toate conțin proteine și legume. Din păcate, legume nu avem decât ceapa asta verde din grădină, dar asta e, ne adaptăm. Am bătut ouăle, acum maica mea dă brânza perzătoare, a dat telemeaua și acum brânza asta de burduf. Deci avem două tipuri de brânză. Dar abia aștept. Uitați cât de șmecher s-a făcut, cum a crescut. Deci arată super tare, nu știu cât de bine se vede pe cameră. Dar marginile, vedeți că sunt făcute, sunt crescute așa. S-a creat un pic condens și nu prea se vede bine pe capacul ăsta. Dar vă zic, a crescut super tare și s-a întărit. S-a topit și brânza. Abia așteptăm să scoatem și să mâncăm. Hai să încercăm să scoatem omleta asta. Wow! Mamă, cât tabur! Doamne, arată senzațional! Mai că mai lucrează, așa că voi scoate singur. Hai să vedem. Reușesc. Merge, se mișcă. Aolea! Nu știu unde să mai mă uit. Mamă! Mamă, cum a ieșit! Genial, ați mai văzut așa omletă? Modul ăsta de preparare? Din ce ne vrei? Ce? Nu, nu am decât din ardei, sunt făcut din tine, nu? Mușapa și s-a încălzit. Aici avem niște murături, niște cogoșari din ăștia. Oțet, foarte. O fuguliță dacă... Hai! Yes! Hai să degustăm ce am făcut aici. Mm.
crescut din picioare. Ok. Și am pus și maică-mea o porție. Și mai sunt 3 porții aici. Am pus 5 ouă, apropo. Hai să ne băgăm să mâncăm, că mi-e foame, rău de tot. Are you listening? Damn. Bun, hai să o pus mai mult. Da, am luat aproximativ 4 porții, dar na, fiind mai mare, eu mănânc mai mult. Carne și cu brânză, deci ăsta aia fac totul. Sunt carnivor și la mine nu se poate. Și pentru cei care se întrebau, așa mai că mai dacă s-a ars, nu este foarte ars, este doar un pic așa maronie, pentru că nu avem o tigaie foarte bună. Dacă avem o tigaie din aia cu limano, cu capac din la șmecher, se năbușea mult mai repede și brânza se topea și ouă se făcea mai repede. Dacă lipsește ceva, nu? Niște ardei din ăsta. De pâine. Wow, câtă carne mai aici. Nu ai apucat să mănânci. Că sună telefoanele. Îmbrace. Asta merge și cu ketchup. Dă-mi și mie ketchup-ul dacă puteai ridica. Dar și cu ăsta murat. Ia să gustăm și cu ketchup. Mi-am arătat la oameni cum ai și pe fund, că nu s-a ars. Rău. Aia e așa un pic maronit. Adică e ok, maronit. Ia rău. Și cu ketchup-ul de. Îmi plac roșiile. Îmi plac roșiile, îmi place sosul de roșii. Și pastele le-aș juca mai cu sos de roșii. Cu sos de maro. Avem și muzica simfonică. Hai, din mănâncă, nu? Îți place? Mm-hmm. Vezi că o plăcintă. Thank you.
De fapt, nu, acum avem ultima gură. Dacă sunteți și voi la masă, vă urez poftă bună și nu uitați să vă abonați la acest canal, să lăsați un like și să activați clopoțelul de notificări, pentru că voi posta destul de des și nu vreți să ratați următoarea mea masă.